Sunt onorată să fiu astăzi alături de dumneavoastră, pentru că aici, în această comunitate, se întâmplă, iată, lucruri concrete în beneficiul oamenilor, iar ca ministru nu pot decât să încurajez astfel de acțiuni. Pe de altă parte, înființarea acestei stații de pompieri este un exemplu de parteneriat între autoritățile locale și Ministerul Afacerilor Interne, între primărie, Consiliul Județean și Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Exemplul pe care Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Primăria Lechința și ISU Bistrița-Năsăud îl dau astăzi aici este de felicitat și voi încuraja astfel de inițiative peste tot în țară. În date tehnice, înființarea acestei stații înseamnă un timp de reacție mai scurt, cu aproape 20 de minute, înseamnă eficiență în intervenții prin utilizarea unor autospeciale moderne și peste 28.000 de oameni care beneficiază direct de aceste servicii de asistență medicală de urgență. În realitatea de zi cu zi însă, aceste date se traduc în vieți salvate, pentru că principala misiune a pompierilor și a SMURD-ului este aceea de a proteja viața. Vă mulțumim și vă suntem recunoscători. Pentru că avea salvatorii în interiorul localității, care să fie foarte aproape de tine, este un lucru care garantează că vieți care alte dăți puteau fi pierdute, pot fi salvate. Astăzi asistăm la al șaselea punct pornit în cadrul acestui an, în țara unde am extins activitatea pompierilor și a SMURD-ului. Au fost ultimul punct înainte de acest punct care a fost inaugurat, a fost în județul Salaj, la Sarmașad. Și această activitate va continua. Peste tot am găsit soluții ca să aducem salvatorii mai aproape de comunitate. Aici, soluția a fost ce s-a menționat înainte și de doamnă ministru și de domnul președinte și de domnul primar, soluția colaborării cu autoritățile locale, cu autoritățile județene, ca să ajungem într-adevăr să avem dotarea necesară, personalul necesar și locația unde să vă desfășurați activitatea. Vă doresc misiune ușoară, să nu fie nevoie de dumneavoastră, dar când este nevoie să fiți la așteptările celor care îi serviți. Succes! Thank you.